Bine v-am găsit! Există mai multe românii și un singur vis românesc, acela de a scăpa de sărăcie chiar și dincolo de orice compromis. Cei care au fugit în Occident înainte de 89 au avut o șansă la o viață normală. Unii dintre protejații regimului comunist au devenit taximetriști în sistemul capitalist pentru că știau că nu pot fi celebri decât în anumite condiții. Iar după marea aderare am exportat resursă umană cât o țară aflată în război. Aceasta este ediția în care nu voi mai vorbi despre viza pentru acasă. Voi lăsa invitații să o facă. Avem un model de țară ca în America Latină, în care cei care vor să construiască dezvoltă și sunt marginalizați. La mare căutare au rămas doar meșterii. Dacă luăm în calcul studiile, peste jumătate dintre românii chestionați ar vrea să muncească în afara țării. Este un rezultat trist, dar adevărat, despre situația din țară. Aceea în care politicienii se laudă cu performanțele economice, iar oamenii pleacă. Motivele sunt clare. Un venit mai bun, stabilitate și oportunități în carieră. Vrem o țară ca afară, dar cu norme ca la țară. Fabulăm și noi! Pentru că e vineri seara, vă vom spune un fel de poveste. Dintr-o țară de poveste în care mai toți ne facem de basm. O țară făcută cândva din trei țări și în care minunile, puține care au fost, au ținut ca orice minune doar trei zile. Se ține scai de noi acest număr, ca râia se ține de noi și ca un blestem. Așadar, era o țară bogată ca un sac cu grâu încărcat. Sacul stătea în drum la o răscruce și șoarecii furau din el. Și mai venea și iarna, a mai iarnă, mai grea și mai înghețată din câte fuseseră. Mai mari peste sac, fuseseră alese trei ligioane. Nu cine știe ce de capul lor, dar atât se putuse de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, vorba aia. Un rac, o broască și o știucă. Ca să mute sacul din drum, să nu-l prindă zăpada și să-l înghețe, racul, broasca și cu știuca au făcut o coaliție și au început să tragă de sac după cum urmează. Racul înapoi se da, broasca tot în sus sălta, știuca foarte se izbea și nimic nu îi sprăvea. Concluzia 1. Așa-i și la omenire când în obște nu-i unire, nicio treabă nu se face cu izbândă și cu pace. Concluzia 2. Coaliția nu făcea doi bani. Mânate de sentimente patriotice, pentru sacul cu grâu abandonat în drum, ligioanele se umanizează și devin trei ciobănei cu turme de miei. Fiecare cu turma lui, cu culoarea lui, cu platforma lui. Dacă unde-s doi puterea crește, unde-s trei, doi îl fac pe al treilea. Motivul e cunoscut, că avea oi mai multe și cai mai cu fală, crescuți în spirală și cânta din re la PNRR. Și au rămas doar doi. Necazul era însă cu sacul din care șoarecii furau și furau și furau și cu iarna care venea și venea și venea. Iar șoarecii se tot înmulțeau, au adus și boli, au infectat orașe, au înnebunit lumea. Pentru că orașele erau pline de șoareci, a venit un salvator care purta un fluieraș. Venea tocmai din Hameln, din Saxonia Inferioară, locul de obârșie al sașilor de mai târziu. El s-a angajat că va scoate șoareci din orașe. În orașe deja nu se mai știa care erau oameni și care șoareci, practic deveniseră de frică oamenii șoareci. Salvatorul a scos fluierașul fermecat și după cântul vrăjit al fluierașului s-au luat toți oamenii șoareci. Iar salvatorul i-a dus de nas până la o apă, a intrat în ea, oamenii șoareci după el. Salvatorul a ieșit pe celălalt mal. Oamenii șoareci n-au mai ieșit la liman. Pe malul pe care ieșise, un tăpșan frumos și verde, ca un teren de golf de frumos și de verde, salvatorul a găsit o oaie rătăcită. Oaia rămasă după asfințitul coalițiilor. Oaia i-a comunicat salvatorului că are o angoasă, aceea că nu întreabă și pe ea cineva ceva. Atunci salvatorul i-a retezat-o. Nu întreabă nimeni o țară ce vrea, dar rămite o oaie. Da, un alt fel de început, semnat de colegul meu, Dan Cojocaru, un început pe care credem că ne bazăm cu toți în România, însă, din păcate, nu și politicienii, sau mare parte dintre politicieni, pentru că acolo e problema, dar și la mentalități, până la urmă. Economistul Adrian Câciu este în platoul Metropola TV. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună prin seara. Skype, în legătură directă cu noi, domnii George Butunu, expert în resurse umane, și Adrian Negrescu, analist economic. Rotim cifrele, mă tot uitam pe ele. În fine, numai cu minus deocamdată. Ce facem? De fapt, încă avem ce face. Pentru că de aici încolo vor veni celelalte. Păi, vedeți, în situația asta de, să spun așa, de flux
al forței de muncă, care înseamnă și migrație, dar și atragerea unei forțe de muncă care aparține altor state, cuvântul de ordine este stabilitate. Dacă vă uitați pe modul în care a evoluat migrația în România sau emigrarea românilor în străinătate, o să vedeți că în perioadele de impredictibilitate economică, socială, politică, de care vreți dumneavoastră, dar perioade lungi de timp, adică vorbim de 3-5 ani, acelea se suprapun peste valurile de emigrație. Am avut 90-95, cel mai mare val. A fost și după Revoluție și toată lumea vroia să vadă și Occidentul. Al doilea mare val a fost în 2009-2011. N-a pierdut 1 milion de persoane, aproape 1,5 milioane. Iar acum am început următorul val de migrație, care se poate ajunge chiar la 2 milioane de persoane. De ce? Pentru că nu avem politici publice care să atragă. Ne plângem cu o economie făcută de antreprenori, pe de o parte unii buni, care loializează meseriile și calificările și forța de muncă, alții care se plâng că nu pot plăti forța de muncă, uitând educația antreprenorială sau uitându-se în vest, unde o afacere de familie, până să aibă un angajat, durează poate și 100 de ani, un angajat trebuie să-ți permiți să-l plătești dacă vrei să-l angajezi. La noi fiecare se face antreprenor chiar dacă vinde un covrig și angajează un om pe care îl păcălește că îl plătește și fiecare se păcălește că câștigă, dar nimeni nu câștigă. Automat acel om va căuta să trăiască mai bine. Deci e vorba și de venituri. Stabilitate, venituri, pe de altă parte servicii publice de calitate. Acces la sănătate, la educație, te gândești la copii, te gândești la tine. Unde în România vedeți așa ceva în 30 de ani de zile? Deci dacă nu punem la acum punctul mix care să vină și din partea statului, dar și partea mediului economic. Să înțelegem că nu avem nevoie, eu vă spun și eu, o să se supere mulți antreprenori pe mine. Noi nu avem nevoie de 700.000 de companii șchioape. Noi avem nevoie de 100.000 de companii puternice și deștepte. Pentru că acele 100.000 ar putea să atragă toată forța de muncă de care dispune România sau care a plecat afară. Decât să am 400.000 de companii la momentul acesta, cu câte un angajat sau doi plătiți la salariu minim, mai bine n-are rost să ne chinuim. Da. Deci statistic stăm bine. E adevărat. Dar pe economic stăm prost. Până la urmă, cu toții suferim. Domnule Butunoiu, până la urmă, despre ce vorbim? Despre o cultură a eșecului pornită din școală, adică o lipsă de asumare, pentru că eu parcă așa mi-amintesc. Să nu spui niciodată la școală, nu știu. Eu de 30 de ani sunt în mijlocul tuturor business-urilor și în ultimii ani, în ultimii 10 ani, în special, mai ales de când a apărut internetul, fiindcă înainte era mult mai greu să țin legătura cu cei din străinătate, cu românii din străinătate și chiar cu străinii care voiau să vină. Concluzia mea este foarte, foarte clară. Da. Din toate discuțiile pe care le-am avut. Cei care pleacă din România pleacă în primul rând din frustrare, nu atât din cauza lipselor de oportunitate, pentru că în România se câștigă la fel de bine ca în străinătate și dacă luăm în calcul și costul vieții. Bine, vorbesc de București și de câteva orașe, fiindcă sunt diferențe enorme. Dacă te duci cu 30 de kilometri mai încolo, dincolo de granița Bucureștiului, altă lume. Însă, cel puțin pentru București și câteva orașe mari, nu e nicio diferență de fond între România, bun, hai să nu zic față de țările foarte mari, dar față de Grecia, de Italia, de Portugalia. Se câștigă la fel de bine, se câștigă mai bine. Sunt mulți, o mulțime de greci care vor să vină în România ca să câștige mai bine decât în Grecia. Deci nu problema câștigurilor și a oportunităților e cea mai importantă, ci frustrarea care vine evident din din tot ce fac politicienii. Asta e marea problemă. Și doar politicienii greșesc? Pe de altă parte, vor să se întoarcă. Nu vă imaginați cât de mulți sunt cei care vor să se întoarcă. Și așteaptă ocazia să se schimbe ceva în România, să se schimbe doar din punct de vedere politic, nu economic, nu
nu din altă, nu din altă parte, ci politica să nu mai existe frustrarea asta. Da, de curând am auzit o colegă care vorbea cu cineva, încerca să afle despre ce se întâmplă cu cei care au trecut prin boală și a ajuns la o familie de români care, ce să vezi, au spus așa: am plecat de o săptămână, nu mai vrem să auzim de România. Iată care este rezultatul. Pentru că avem așa o comparație, rog colegii să o difuzăm și să vedem dincolo de ea ce se întâmplă și cu efecte. Ia să vedem cum este în Italia acum, în Florența mai exact, și cum e la noi. Da, un titlu inspirat, la ei verde, la noi roșu. Adrian Negrescu e pe roșu și economia. E cod roșu și în economie, da, pentru că deja... Suntem la terapie intensivă cu economia și asta ține pe de-o parte de condițiile generate de inflație, dar și de inacțiunea autorităților. Din păcate au stat și au așteptat să se ducă totul de-a valea, să se întâmplă ceea ce s-a întâmplat cu prețul la gaze, la energie, la tot ceea ce ne referim legat de pandemia asta. Dar spunea domnul Căciu mai devreme de un cuvânt cheie, stabilitate. Și cred că despre asta e vorba. Oamenii pleacă afară pentru că în România n-au stabilitate, n-au perspectivă legată de cât câștigă, de cum câștigă și de cum își organizează viața. Și cred că asta este marea problemă. Iar aici un rol important este și al statului, pentru că, din păcate, statul român nu știe să-și păstreze oamenii în țară, oamenii de valoare, oamenii pe care să-i pregătească pentru meseriile cerute de piața forței de muncă. Mă uitam pe datele ANOFM chiar astăzi, păi la primele 8 luni, ANOFM n-a organizat nici măcar un curs de pregătire pentru muncitori în construcții. Am aici în față raportul lor, cele mai multe cursuri, adică cele mai multe persoane au fost școlarizate pentru îngrijitor spații verzi, inspector resurse umane, agent de securitate și operator introducere pe lucrare validare date. Iar în luna noiembrie, ghiciți care este cea mai folosită meserie, cea mai căutată meserie între ghilimele, adică pentru care se oferă cele mai multe cursuri. Inspector de resurse umane. Niciun loc de muncă pentru sectorul construcțiilor, niciun loc de muncă care să aibă legătură cu meseriile bine plătite, cu meseriile căutate în zona de IT, în zona de prelucrare date. Asta e un alt motiv, pentru că în loc statul să organizeze cursuri de pregătire, să învățăm pe români cum să câștige mai bine, noi, din păcate, stăm și ne uităm... Și stați puțin, la ANOFM învățăm sau? Să vă dau, dacă îmi permite, Adrian, da, să vă dau un exemplu. De ce face statul aceste cursuri? Statul face niște legi care te obligă ca antreprenor, ca pe partea de resurse umane, să ai un inspector de resurse umane, adică un om cu diplomă. Că se pricepe, că nu se pricepe pe stat, asta nu-l interesează, cel mult îl interesează când te amendează dacă nu ți-a ținut bine evidențele. Dar să aibă un certificat, patalama. Da? O patalama, da? Și atunci, statul de fapt ce face? De ce a inventat legea asta? Pentru că niște lectori care predau aceste cursuri să câștige niște bani. Pentru că până la urmă, chestiunea asta e chestiune doar pur formală. Și avem multe chestiuni de genul ăsta în companii, că suntem obligați să avem tot felul de funcții pe care trebuie să le și retribuiești, pentru că trebuie să apară pe statul, poți să nu-l plătești pe omul acela, și de la norme PSI, trebuie să ai un bărăc, dacă nu faci pe firma ta, trebuie să faci un contract de prestări servicii. De la pază, trebuie să faci un contract cu o firmă de... Și în felul ăsta, sunt tot felul de chestiuni pe care statul le-a inventat. Asta e una. Am vrut doar să dau exemplu de ce ANOFM-ul mereu eșuează. Pentru că, apropo de ceea ce face domnul Butunoiu de 30 de ani și pe care îl respect foarte mult, noi suntem rupți de realitatea din piața muncii. Statul este rupt. Niciodată nu s-a aplecat cu adevărat asupra cererii și ofertei de forță de muncă, asupra meseriilor, calificărilor care se cer, asupra tipurilor de business care pot și au potențial de dezvoltare. Păi nu, stați puțin. La școală, apropo de spuneați exact. Foarte important, nimeni în școală nu adoptă o programă care să te pregătească pentru viața
de muncă. Faptul că unui om îi oferi o cultură generală, mă rog, și asta, mă rog, pe metodologia comunistă, nu te ajută cu nimic în meseriile actuale. Nu te ajută că știi că Ștefan cel Mare sau, pardon, mă scuzați, Mihai ăsta, Sinan Pașa, a căzut cu calul în noroi la Călugăreni. Te ajută mult mai mult ca în clasa 12-a sau dincolo, păi, în facultate. Și dacă ar fi venit acum, să știți că tot în noroi. Să știi cum să faci, da, niște lucruri în meseria pentru care tu obții o diplomă. Ceea ce la noi nu se întâmplă. De ce nu vin investitorii străini în România? Păi dacă nu găsesc forță de muncă calificată, de-aia se duc în alte țări, de-aia se duc în Ungaria, de-aia se duc în Polonia și în alte țări. Pentru că noi nu suntem capabili să ne pregătim oamenii și nu suntem capabili să aducem pe cei deja pregătiți din afară, să aducem în țară, să le oferim condiții de trai și o perspectivă, în așa fel încât să nu mai plece imediat cum prinde o oportunitate să păi, plece da, afară. Da, dar mai sunt niște lucruri. Domnule Butunoiu, în schimb există și niște disparități la salarii. Vorbim despre oameni care sunt bine plătiți, dar poate unii nu sunt în față, nu sunt în primul eșalon și așa mai departe, pentru că acolo poate e prea politizat. Și avem așa. Statistică. E de la Eurostat. România este țara din UE cu a doua cea mai mare disparitate a salariilor. Cel mai bine plătiți 10% dintre români câștigă de mai bine de 4 ori decât cel mai prost plătiți 10% dintre români. Exact acolo e problema. Între cei de sus și pătura de jos. E adevărat, pătura de jos este foarte prost pregătită. Bine, am ajuns și la pătura de mijloc să avem probleme. Ce fel de statistică e asta că e plătit de 4 ori sau câștigă de 4 ori mai mult? Nu e adevărat, câștigă de vreo 15-20 de ori mai mult. Și cea mai mare problemă e diferența enormă dintre veniturile mari și veniturile mici în România, care generează frustrare, generează tensiuni sociale, generează toate problemele într-un fel sau altul din România au legătură cu asta. Și până și statul oficial prin lege a făcut, când a făcut scara aceea de salarii cu venituri la stat, diferența între cel mai mic și cel mai mare era de 1:15, ceea ce e enorm. Chiar statul a dat tonul la astfel de disparități enorme. Ca să nu mai vorbesc, aici e vorba despre salariile fixe, însă se știe foarte bine că cei de la stat nu din salariile fixe câștigă, ci din cu totul alte părți. Deci diferența asta de 1:15 nu e 1:15, ci e de 1:20 sau de la 1:50, dacă mai, te uiți. Mai adăugăm și sporuri și alte beneficii și așa mai departe. Pentru, da, stați puțin. Da. Este posibil ca o țară care se laudă cu asemenea creștere economică, în fine, estimată la peste 7%, să aibă asemenea disparități? Da, este posibil, pentru că ceea ce lipsește este o strategie de ocupare. Se tot vorbește. Pe hârtie, să știți că avem... Adică avem o treime din populație care trăiește în sărăcie. Da, noi avem în momentul acesta vreo 6 orașe în România care îți fac 80% din PIB-ul României. Hai să ne înțelegem. Pentru că n-ai avut o strategie de ocupare și inclusiv de dezvoltare. Noi avem disparități regionale de dezvoltare între județe. Vasluiul și Telorman sunt într-un loc. Lângă ele, Bucureștiul este undeva sus. Știți, am văzut recent Everest. O comparație a unui expert de la Banca Mondială care spunea cam așa. Că avem zone comparabile cu Elveția, să zicem așa, bine, era ușor exagerată, și alte zone comparabile cu nivelul din Burkina Faso. Da, avem. Și a spus și domnul Butunoiu că la 30 de km de București și mergem împreună. Ai o sărăcie, Lucie, iar în București te duci și nu poți să intri într-un hotel fără 2-3 mii de euro. Discutăm, da? Sau discutăm la mare, te duci la Eforie Nord, Eforie Sud pentru săraci, și la Olimp, unde se mai fac niște vedete COVID, o cameră costă 1000 de euro pe noapte. Deci astea sunt realități, că astea se demonstrează și disparitățile. Disparitățile salariale se nasc din disparitățile legate de ocuparea forței de muncă, de dezvoltarea economică, da? Atâta timp cât eu dezvolt Bucureștiul. Și apropo de chestiunea asta, dezvolți Bucureștiul de ce? Pentru că e capitala României. Ok, și Alexandria nu o dezvolți. Eu nu aș primi ca strategie de stat, în contextul în care am o anumită dezvoltare. În momentul ăsta, toate investițiile care vin în România le-aș plasa, le-aș facilita să fie plasate în zone cu ocupare mică.
Da? Chiar dacă aș putea să duc muncitori în zona aceea pentru repopularea unor zone. Păi se întâmplă în anumite zone, dar nu în toate. E o chestiune și de strategie pe care să o faci. Evident, investitorul îți va cere. Vreau autostradă sau vreau... Ok, îți fac lucrul ăsta, fac din ele, adum zona asta, fă-mi o zonă industrială. Știți cum e? La noi s-au făcut, că trec de la una alta și o să mă opresc, să-i las și pe colegi. Noi am făcut parcuri industriale în fiecare județ fără să facem un studiu, o analiză, SWOT. Au rămas la fel. Au rămas la fel. Am făcut niște hangare la fiecare județ care cum a mai putut să-și facă. Unele au fost ocupate pentru că erau lângă un drum județean sau lângă o autostradă, altele zac acolo nefolosite. Dar noi ne-am făcut treaba. Noi, administrațiile locale. Da. Practic n-a existat o analiză înainte. Dom'le, dar de ce le fac? Vreau să atrag economie, vreau să atrag socialul. E vorba de mentalitate, pentru că ați spus ceva pe la începutul intervenției și l-aș ruga pe Adrian Negrescu să văd dacă până la urmă este de acord cu acest lucru, pentru că știu cum s-au distribuit și banii de la stat, acele ajutoare, finanțare pe capital și pe investiții și au fost foarte multe dosare. Am văzut, pur și simplu am avut acces la informație să văd cum își fac planul de afaceri. Până la urmă, câte companii, câte IMM-uri ar trebui să existe în România? Nu spun eu, nu decretez eu. Realist vorbind așa. Câte firme mici? În punctul meu de vedere, cât mai multe. Cât sunt mai multe, cu atât înseamnă că un om e responsabil pentru o firmă și vrea să facă ceva pe cont propriu în România. Deci, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să le limităm, să le dăm posibilitatea cât ori mai mult să-și facă firme. Dar știți care e marea problemă cu firmele? Degeaba să faci, construiești o firmă dacă n-ai bani să-ți finanțezi afacerea. Și asta este marea problemă în România. Avem 90 și ceva la sută dintre companii slab capitalizate. Abia se descurcă cu facturile de la una la alta. De avem blocajul ăsta financiar uriaș. Pentru toată lumea lucrează pe credit furnizor. Încearcă să ciupească practic dintr-o parte în alta, să-și pună un adaug și să facă bani. Adică, de fapt să-l blocheze pe celălalt care are și ceva. De-aia suntem atât de vulnerabili economic. De-aia pe noi ne afectează atât de mult toate șocurile astea care țin de la energie, la gaze, la cursul euro, la tot ceea ce se întâmplă în lumea asta, pe noi ne afectează pentru că noi, din păcate, nu avem capitalul economic pentru a rezista în vreme de criză. Și aici e o problemă foarte mare pentru că băncile, din păcate, nu finanțează la nivelul optim economia, preferă să lucreze cu statul, știm foarte bine, de acolo și-au banii fără nicio problemă. Și când e vorba să finanțeze micile afaceri, micro-întreprinderile, oamenii care vin cu inițiativă și au o idee și vor să pună în practică, atunci, practic, le dăm în cap, le punem în condiții robitoare și ne întrebăm de ce se enclavizează economic. Că, de fapt, asta este marea problemă. Ne enclavizăm economic și cred că acest fenomen se va accentua pe termen lung. Domnule Butunoiu, v-aș ruga o proiecție pe termen scurt și mediu, să zicem, pentru că dincolo nu știm. Se vorbește tot mai mult de uberizarea muncii. Săptămânile trecute am avut un român care a plecat în Vietnam. Are o firmă acolo de construcții și spunea cam așa. Vietnamezii, ce să vezi, n-au sistem de asigurări sociale, adică bătrânii ajung să vândă niște bilete la loterie ca să-și asigure traiul. În schimb, orice tânăr preferă așa, să-și facă o mică afacere, pentru că e sistemul acela, au clădirea, jos la parter își deschid o cafenea, să zicem, și la etajul 1 stau și bunicii, și părinții, și toată familia, în fine. A existat sistemul acesta de afacere și în perioada interbelică la noi. Îl știm foarte bine. Până la urmă, unde ajungem? Sau care e sistemul? Există vreun sistem românesc? Că se vorbește de tulpina românească. Dar de un sistem românesc am putea să vorbim? Sau ce ne paște în viitor? Nu, e vorba de sistemul european, fiindcă noi ne îndreptăm din toate punctele de vedere, și social, și economic, și din absolut toate punctele de vedere, către modelul occidental, că ne îndreptăm cu viteze diferite sau cu tot felul de șchiopătări. Însă asta se vede cu ochiul liber. În business, care ok, e mai vizibil din locul în care sunt eu. Deci vreau să spun că firmele care sunt firmele serioase și bine făcute și bine construite, vorbesc de firme românești, nu doar de firme
care sunt filiale ale unora din străinătate, fac lucrurile și fac business-ul exact ca în Occident și nu e absolut nicio diferență. Deci sectorul ăsta a luat-o mult înaintea altora, însă peste tot și în orașe și în relațiile sociale ne îndreptăm către modelul european. Deci nu o să existe vreun model românesc de orice ar fi el. Și ceea ce e mai degrabă bine, după părerea mea. Da. Știți, aici vă mulțumesc foarte mult, domnul Butu. Noi facem o proiecție și pe scală sociologică, dar puțin mai târziu. Vă rog. Da, vreau să completez ce a spus domnul Butu, că pentru că iluzia este cel mai mare dușman în momentul în care pierzi rațiunea. Dacă ai iluzia tuturor românilor că pot fi oameni de afaceri, poate avea efect benefic că o să găsești mai mulți antreprenori, dar și un efect toxic, pentru că dezamăgirea va fi mare, pentru că mulți vor eșua. Apropo de ce zicea Adrian Negrescu, vedeți dumneavoastră, noi plecăm prost de la început prin modul în care legiferăm. Dom'le, o societate comercială în România se deschide cu 200 de lei. Eu vă întreb, în contextul în care un salariu minim net e 1386, în contextul în care accesul la un credit la bancă necesită o serie de active, ca să le spun așa, de ce vinzi iluzia? Deschide un afaceri pe 200 de lei, pentru că atunci dezamăgirea vine la prima deschidere a unei uși la bancă, a angajării unui om că trebuie să găsești bani. Și atunci ar trebui să spui în felul următor. Da, și eu sunt de acord să fie multe IMM-uri, dar să nu ne mai mințim, pentru că trebuie să intrăm în business când avem o împrumă de capital sau putem să ne împrumutăm, poți să faci niște mijloacele foarte flexibile de împrumut, tocmai pentru constituirea companiilor. Deci poți să faci astfel de instrumente, adică nu trebuie să vin cu bani de acasă, punem banii din credit pentru un business plan pe care banca le evaluează și spune da, pe acest business plan îl finanțez. Mergem în continuare, dar de acolo devenim serioși și în piață. Pentru că, la fel spunea domnul Negrescu, un lucru foarte important. Când, chiar dacă ai idei geniale, când te naști fără plapumă pe tine, fără capital, riști să-i încurci pe toți din Amunteci și Naval. Pentru că vei încurca furnizorii tăi și vei fi neserios față de clienții tăi din vari motive. Pentru că această lipsă, capitalul, până la urmă, este un factor determinant al economiei. Nu-l ai, nu prea ai ce să cauți în zona respectivă. În fine, deci, sunt foarte mixul ăsta, da, statul poate ajuta, asta am vrut să zic. Statul trebuie să uite mult mai atent și nu la sistemul, poate la mine a părut puțin mai radical. Deci nu într-un sistem de ăsta cu bățul. Într-un sistem de parteneriat. Avem nevoie să dezvoltăm o economie solidă și trebuie să ne uităm care-i durerea acestei economii. Dom'le, de inovație, că asta înseamnă antreprenor, noi nu ducem lipsă. Ceea ce ducem lipsă cu adevărat este de cele două componente iar determinante economic. Avem lipsă de capital și lipsă de forță de muncă calificat. Aceste două elemente, statul trebuie să vină să zică, hai, cum fac să nu le pierd pe alea pe care le am și cum fac să le pun la loc pe aia pe care nu le am. Da. Păi, simplu. Iată că sunt tot felul de statistici. Adrian Negrescu, până la urmă, jumătate, hai să zicem, prima jumătate din companii, dintre companiile din România, este beneficiara, de fapt, a creșterii economice. Cealaltă parte nu simte. Și noi le luăm așa. Și vă dau, pentru că trec de la una la alta, dar până la urmă, fără populismul acesta, sau până la urmă nu scăpăm de populismul acesta, Adrian Negrescu. Știți probabil de acel proiect de lege depus în Parlament pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești și nu știu ce. Luat așa o tovă, da? Cu reducerea TVA de la 19% la 5%, eliminarea accizei aplicată la energia electrică, credit fiscal pentru 50% din creșterea de preț. Le-am enumerat pe cele mai importante. Păi unde ajungem? Da, e bună întrebarea. Și credeam că vorbești de legea aia care te amendează dacă nu plătești la timp salariul, fără să ai niște criterii. Ai altă poveste, da. Ai altă lege absolut aberantă, care practic în drum acum toți angajații să-și dea în judecată patronii și să îi amendeze, de fapt nu să-i dea în judecată, să-i amendeze pentru că oamenii, din păcate, n-au bani să-i plătească la timp. Dar asta e România în care trăim. Legat de ceea ce se întâmplă în Parlament, da, e un haos total în zona asta de energie. Și eu și domnul Câciu am spus-o de multe ori la televiziune, faptul că nu există o proiecție, nu știm exact ce să face și vă dau un alt exemplu extrem de interesant. Deci noi impunem niște limite de consum în momentul de față oamenilor,
ca să beneficieze de aceste facilități la energie și gaze, negândindu-ne că limitându-le consumul, practic le creăm o stare de anxietate și se va traduce acest lucru într-o limitare a consumului la nivelul întregii economii. Și asta înseamnă că în loc să ieșim din criza asta și să ridicăm capul la lumină, noi o să ne adâncim din ce în ce mai tare în criză. Nu vedem puțin pasul următor dincolo de aceste legi, dincolo de a stinge incendiile astea care apar de la o zi la alta. Asta e ideea, că hai să nu văd în perspectivă și spuneați dumneavoastră cu TVA-ul la factori. Păi acolo e o altă mare nebunie. Deci dacă vrei într-adevăr să ajuți oamenii, tăiai TVA-ul la facturile pentru persoanele fizice, îl reduceai. Nu? La firme știm foarte bine, TVA-ul pleacă mai departe pe lanțurile economice. Nu înțeleg cum au gândit-o și nu înțeleg ce vor să facă. Sincer, în momentul de față mă uit în Parlament, mă uit ce zic cei de la putere, abia l-aștept să-l văd pe domnul Ciucă, domnul premier Ciucă, vorbind și dânsul despre economie, că nu l-am auzit niciodată, m-am uitat pe internet, dacă există o singură declarație legată de economie și n-am văzut așa ceva, sper să vină cu soluții concrete și cu semnalele de alarmă pe care noi le tragem să pună lucrurile în mișcare, pentru că nu, mâine, păi mâine e noiembrie atunci când vom vedea facturile uriașe la energie. Măcar despre economii să vorbim, știm cum este. Dacă nu, îl salut și pe sociologul Alfred Bulai. Bună seara, mulțumesc mult pentru că v-ați făcut timp și pentru noi. Vorbea Adrian Negrescu mai devreme. Până la urmă, cum este cu... Nu, noi, de fapt, nu educăm consumul. Venim cu acel pat al lui Procust. Se încadrează sau nu se încadrează? Ha, mă rog, acum nu e neapărat surprinzător. În principiu, românii s-au obișnuit cu acest model cultural de supraviețuire în care încearcă să se adapteze la situații, să se descurce, pentru că supraviețuirea presupune să te descurci, legal sau semi-legal sau ilegal, așa cum poți. Politicele nu sunt nici măcar sociale în România, pentru că asta este de regulă sunt niște politici care nu au legătură cu sprijinul real al populației. Ele sunt de 30 de ani gândite ca politici care ajută prin mecanismele așa zis sociale să poți stăpâni o parte din electorat și să-l poți influența cu facilități pe care le dai cum vrei. Gândiți-vă la primării care pot să dea sau nu o serie întreagă de ajutoare. Mecanismul este electoral, nu are nimic cu ajutorul, pentru că, de fapt, politicile sociale nu ar trebui doar să sprijine persoane vulnerabile, ci să ajute măcar o parte din populație să iasă din condiția de vulnerabilitate. Ori politicile noastre nu sunt centrate pe conceptul fundamental al lumii contemporane și ar trebui și al societății omești, și anume munca. Politicile sociale trebuie să încurajeze munca, nu venituri fără muncă. Și din punctul ăsta de vedere, nu mergem prea departe. De mult timp mergem în direcția asta, aproape că n-au contat guvernele, nici măcar alea de dreapta, de fapt, n-au luat măsuri în această direcție, care să aibă o viziune, de exemplu, că politicile sociale au și cei din dreapta, dar ar trebui să fie altfel făcute. Nu sunt la noi foarte mari diferențe. Și atunci, sigur, nu știu ce așteptăm, pentru că avem, de fapt, o chestie dramatică care ne se pune în scenă. Știți, acum domnul premier desemnat a fost înghițită gălușca de cei de la PNL, că ei nu l-au vrut, adică nu noi, da? Deci ei au avut problemă cu Ciucă de la bun început, înghețind gălușca pentru că vedeți ce tragedie în România. Aceeași scenă, știți, eu am o altă vârstă, de 30 de ani și trăiesc chestiile astea cu amenințările pe toate canale, chiar autoritățile ne sugerează o dramă inimaginabilă și după aia va fi mai bine, în sensul că va fi mai rău, dar dacă nu comparăm cu ce putea să fie, nu? Că acum am văzut știri de alea, de 8 ori prețul, nu o să fie, frate, de 8 ori, e imposibil. Dar dacă o să fie doar de 2 ori, o să fim mulțumiți că nu e de 8 ori, iată. Păi e pe adică... tehnica aceea simplă, cu răul cel mai mic până la urmă, nu? Nu, e o chestiune inventată de Biserica Catolică acum 2000 de ani, dar, adică ideea este de a avea niște persoane, cum să zic, sărbătoarea presupune să ai întâi restricții, că altfel na, trebuie să te bucuri de lucruri normale, de exemplu că mănânci carne. Comuniștii au folosit-o în anii 80 cu brio, venea omul acasă bucuros, dintr-o dată, și striga la toată lumea, am găsit unt!
Adică o normalitate, cumperi un. E, nu, povesteai, domne, cum, fii atent, treceam pe acolo, am văzut că a băgat mașina, nu era coadă, am luat două pachete. Adică crezi bucurii din faptul că nu am niște blocaje. Acum, sigur că oamenii au bucurii pe principiu, uite-te mă, că nu s-a scumpit atât de mult. Păi, în condițiile sunt bucurii în care, simple până la urmă. Sigur că se scumpește. Da, adică nu, e clar că prețurile nu merg înapoi. E, din păcate, o chestie dramatică, un joc în care nimeni nu are curajul, mă refer la politicieni, nu noi, că noi avem, dar de pământ avem, curajul să spună, dom'le, împăratul e gol. Adică un partid politic care să zică, dom'le, noi nu mai facem asta, uite, e neplăcut, dar facem cu tare și cu tare lucru. Poate că nu ne iubiți, dar asta va fi bun, chestia asta va fi bună pentru România, pentru următoarele luni, ani, nu știu. Deci, deocamdată, toți au aceeași placă, doar că se întorc dintr-o parte în alta. Nu sunt atât de sătul de aceste declarații, de faptul că un politician săptămâna trecută zicea ceva, săptămâna asta zice alta. Adică, mă rog, după cum bate vântul, așa, depinde din ce, parte bate vântul. Domnul președinte, astăzi chiar a rescris limba română. De fapt, a scris cum știe. S-a dus la... Cine e împăratul de care vorbește domnul Bulan? Păi împăratul este guvernantul, până la urmă. Astăzi a scris că s-a dus la Bruxelles să lupte pentru creșterea prețurilor la energie. Adică, mă rog, a făcut o gafă mică de comunicare. Acum, referitor la chestiunea care este în Parlament, de care vorbea și domnul Negrescu și domnul Bulai, nu poți să amesteci problemele. Acum, poate mulți nu știu, economia e o știință socială. Și când te uiți la economie, câteodată e bine să te uiți la un om. Dom'le, când dai un puroi, o bubă undeva, da, rezolvi acea problemă locală acolo. Este ca și cum acum ce se face și cu compensare și cu scăderea de taxe, este buba rămâne, dar eu pun un petic, am în cotul ăsta durerea și pun un petic și aici, că doar nu mai simt durerea de aici. Cam asta face Parlamentul la momentul ăsta. Da? Era foarte simplu. Stăviliți creșterea prețurilor. Păi ia uitați cifrele. Da? Bine, sunt cifre Eurostat, atenție. Sunt niște procente ajustate. Pentru că, de fapt, inflația este mai mare pe septembrie, cea anunțată de INS. Este la peste 6%. 6,3. Da? 6,3. Da. Și o ducem... Dar ceea ce vedeți dumneavoastră, trebuie să știe toată țara. Da? Când vă uitați... Ia uite, tigrul Europei. Când vă uitați la inflația din România, pentru că la alte țări, nu toată e generată de energie. 50% din inflația din România este generată de prețurile la energie și combustibil. Asta ne spune Banca Națională. Inflația core, că așa se calculează inflația structurală în România, este undeva sub 3%. Sub 3%. Adică inflația generată de că ai mărit salariile, că ai crescut pensiile, că ai importat bunuri și servicii. Asta e sub 3%. Ceea ce noi vedem și vom vedea în lunile viitoare, unde ajungem la 9% și profit de emisiunea noastră, să vă spun. Și în decembrie sau în ianuarie, îmi spuneți că n-am avut dreptate, la 9% ajungem în decembrie, dacă nu se plafonează prețurile, dar e foarte târziu să se plafoneze din noiembrie, ceea ce vedem de la 3%, de la 3 puncte procentuale către 9, către 6 astăzi, este doar generat de un singur lucru sau două lucruri. Gaz, și energie electrică. Oameni buni, oare nu înțelegem că prețurile administrate sunt cele mai bune pentru o economie când vrei să o stimulezi și cele mai toxice pentru o economie când vrei să o distrugi? E asta important. Trebuie să înțeleagă și oamenii, dar și guvernanții. Cui vă adresați? Guvernanților, mai ales domnului Popescu, pentru că domnul Popescu, eu înțeleg, când a intrat în horă și ți-a luat o mireasă, gen furnizor de energie, ca să ne înțelegem, acest guvern de dreapta a venit și a tăiat taxele din energie. Eu nu pot să-i bănuiesc că sunt necunoscuți unii cu alții. Eu pot doar să-i bănuiesc că sunt complici la acest jaf. Și mi-asum să spun jaf. Iată că și Vâlceanu începe să facă verificări, să vadă dacă am dreptate. Dar totuși înseamnă că ceva există acolo. Acum, ca să nu sufere furnizorul de energie și de gaz, dânsul, pe de o parte, plafonează la un preț dublu decât are domnul Negrescu și domnul Căciu și domnul Bulai în factură, deci plafonează sus și reduce taxele ca să nu cumva să-l deranjeze pe domnul furnizor. Domnul furnizor, și aici închid, iar statul, la cei doi mari furnizori din România, unul de electricitate și cel de gaz, că toată lumea știe,
este acționar cu 36%. Oameni buni, ne jucăm de-a prostia în țara asta? Adică acest popor cât poate să fie de neînțelegător că unii fac râd de el cu legea în mână? Și aici mă opresc. Adrian Negrescu, cui Prodest? E o întrebare retorică, nu? Da, da, altfel spus, ne furăm singur căciula. Cam asta facem în momentul de față în România. Ne bucurăm nu, da, că crește. Numai puțin, cineva trebuie să piardă. Adică românul de rând. Care sunt cei care sunt vulnerabili acolo? Oh, acolo sunt, cred că, familiile cu 1, 2, 3 copii, pensionarii, cei care au salariu minim, oamenii care muncesc la negru și sunt foarte, foarte mulți. Cred că majoritatea populației e vulnerabilă în momentul de față în România, pentru că, uite, recent am lansat un studiu în care spuneam că sunt aproape 1,4 milioane de români care au credite la bancă și care își pun o problemă acum. Ce o să facă? Pentru că li s-au redus veniturile, aceste creșteri de factură la energie, gaze, întreținere, prețuri la alimente, tot ceea ce înseamnă consum, le afectează venitul și își pun o problemă. Ce fac? Cum îmi plătesc rata la casă? Cum îmi plătesc rata la mașină? Cardul de credit? Și din păcate până și Banca Națională se așteaptă ca rata creditelor neperformante, adică rata creditelor care nu mai pot fi plătite, să ajungă spre 9,2-9,4 și anul viitor să crească și chiar și mai mult, în condițiile în care nu există bani potențial în piață. Și aici nu a intervenit nimeni, nu-l văd pe ministrul finanțelor să vină și să stea la masă cu cei de la BNR și să vină cu o soluție în această situație și rămâne ca fiecare dintre români să se descurce cum poate. Și spuneam că singura soluție în momentul de față pentru cei care au credite e să ducă la bancă și să încerce să-și renegocieze contractul, să-și facă în așa fel încât rata să fie mai mică în această perioadă care urmează. 6 luni de zile, măcar să ai o rată care să-ți permită să plătești. Pentru că altfel... Păi da, pentru că de la stat nu mai vine ajutorul. Nu mai vine așa. Vă garantez că nu va mai veni ajutorul și mai mult decât atât. Vă garantez că băncile nu vor rata ocazia de a pune bani, de a trece la executări silite în perioada următoare. Da, și acum să mă acuzați pe mine. Până la urmă, există încă un motiv de discordie în societate. Știu că e o temă recurentă așa, aceea cu pensiile speciale. Dar atenție mare, și acolo facem o confuzie între pensii speciale și pensii de serviciu. De fapt, e vorba de vreo 5%, să le spunem pensii speciale civile, așa le-am numit. Până la urmă, oameni care trăiesc bine și care n-au nicio problemă, iese o medie fantastică. 9.600 de lei pe lună, deci nu cred că au probleme cu ratele. Dar cineva trebuie să plătească. Domnule Bulai, noi suntem cu legenda meșterului Manole, așa. Până la urmă, cineva trebuie să sufere ca cineva să trăiască bine, nu? Da, mă rog, există acest societate, acest model premodern pe care îl avem cu privilegiile, cu scutirile de taxe sau alte tipuri de privilegii inventate de stăpânire, care sunt uriașe, la care toată lumea politică luptă să rămână, pentru că dincolo de genuflexiuni politice, în general nu s-a întâmplat nimic, au rămas bine mersi. Ele sunt gândite de așa natură încât să fie la pachet, adică pun ceva care este acceptabil pentru că militarii, nu știu ce, sau cei din au avut oricum salarii mari, cei din parchete, cu altele care sunt pentru alte categorii, decât și acolo am putea discuta dacă e normal sau nu e normal. Dar discuțiile sunt doar discuții politice și se tot trăiau cu același efect, adică nu se întâmplă absolut nimic. Nu este, e o societate care nu respectă munca în general, nu respectă nici valoarea reală a muncii în societate, a muncii depuse. Inechitățile sunt multe în funcție de modul în care ai ieșit și de unde ai ieșit, când ai lucrat. Sunt chiar golănii pe față, pentru că legea a permis pur și simplu să achiziționezi o pensie uriașă într-un domeniu internet. Deci persoana grăsuță ca mine, care era și milițian, adică, mă rog, exact cum arată milițienii aia, polițiștii aia pe vest, da? Și care iese la 40 și ceva de ani că poate, nu mai zic partea amuzantă că iese în urmă unui scandal de multe ori, și se angajează după aia și are și o pensie megalitică și salariu, adică chestiile astea au fost tolerate și când și când ni s-a sugerat că se iau măsuri, se schimbe radical lucrurile. Și tot se ajunge la omul gras, cum spunea fostul președinte. Știți cum este?
pentru că ați introdus în discuție. Până la urmă, candidatul desemnat pentru funcția de premier, e pensie de serviciu, are o pensie de serviciu. De vreo 17.000. Asta este situația în România. Este, cum să vă spun, după ce 4-5 ani oamenii au ieșit în stradă, fără pensii speciale, fără nu știu ce... Doamne, este în sfidarea... Păi cum a rămas cu treaba aia cu cumulul pensiei populație. Cu salariul? Mi-a nimic încă... cu domnul Ciucă, dar e vorba de principii. Avem și niște cuvinte spuse de românii din afară, așa, ca să încheiem oarecum cu niște sfaturi. Aici, da, vă rog. Noi suntem, vrem, nu vrem, că tot dorim să fim o societate democratică, o societate modernă. Dom'le, noi ne-am rămas tot în stilul ăla, numai că am schimbat calitatea burgheziei. La noi e burghezie, dar nu mai este cea care mai provenea și din ceva moșii. Este cea proletcultistă, că e cum s-a descurcat fiecare pe sistemul PCR. Moștenirea grea, ne-am inteles. Așa, pe pile cunoștințe relații, această burghezie și restul lumii. Noi nu ne-am schimbat față de anii 37 decât din perspectiva arborului genealogic al celor care ne conduc. Dar în rest, la fel suntem. De asta sunt inechități. Și noi ne mirăm că în modernism este cu tot o altă civilizație. Dar acolo suntem. Adrian Negrescu, te rog o concluzie, până la urmă, spre ce ne îndreptăm? Ce vorbeam mai devreme despre un model de business și așa mai departe, despre România care se uită spre vest sau unde se uită România? Noi avem un model al nostru original românesc, ca să zic așa. Noi suntem în momentul de față ca pe Titanic, care se îndreaptă spre ghețarul prețurilor, ne vom lovi cu siguranță de el, iar pe puntea superioară avem politicienii care se își dispută cine să conducă timona, ce strategii să adopte, iar jos la clasele inferioare, ca să zic așa, sunt românii care scapă fiecare cum poate, care își caută soluția cum să scape din această situație. Cam spre asta ne îndreptăm. O clasă politică care își vede de treaba ei, de privilegiile ei, de acest sistem fanariot pe care îl cultivă de ani de zile, cum spunea și domnul Căciu, și o clasă de economică reală, o economie reală care s-a decuplat și încearcă să decupeze cât mai mult de la decizia politică, să se descurce și să scape așa cum poate din această problemă majoră generată de pandemie și din aceste crize economice care, din păcate, vor fi din ce în ce mai dese și din ce în ce mai multe. Da, și din păcate timpul s-a scurs, dar testele PCR, pile cunoștințe, relații, cum a spus domnul Căciu mai devreme, ies pozitive toate sau cum ies? Negative sau pozitive? Numai așa poți să reușești numai în România. Așa, da. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem aici. Să auzim de bine. Bună seara, vă vom spune un fel de poveste. Dintr-o țară de poveste în care mai toți ne facem de basm. O țară făcută cândva din trei țări și în care minunile, puține care au fost, au ținut ca orice minune doar trei zile. Se ține scai de noi acest număr, ca râia se ține de noi și ca un blestem. Așadar, era o țară bogată ca un sac cu grâu încărcat. Sacul stătea în drum la o răscruce și șoarecii furau din el. Și mai venea și iarna, a mai iarnă, mai grea și mai înghețată din câte fuseseră. Mai mari peste sac, fuseseră alese trei ligioane. Nu cine știe ce de capul lor, dar atât se putuse de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, vorba aia. Un rac, o broască și o știucă. Ca să mute sacul din drum, să nu-l prindă zăpada și să-l înghețe, racul, broasca și cu știuca au făcut o coaliție și au început să tragă de sac după cum urmează. Racul înapoi se da, broasca tot în sus sălta, știuca foarte se izbea și nimic nu-i sprăvea. Concluzia 1. Așa-i și la omenire când în obște nu-i unire, nicio treabă nu se face cu izbândă și cu pace. Concluzia 2. Coaliția nu făcea doi bani. Mânată de sentimente patriotice, pentru sacul cu grâu abandonat în drum, ligioanele se umanizează și devin trei ciobănei cu turme de miei. Fiecare cu turma lui, cu culoarea lui, cu platforma lui. Dacă unde-s doi puterea crește, unde-s trei, doi îl fac pe al treilea. Motivul e cunoscut, că avea oi mai multe și cai mai cu fală, crescuți în spirală și cânta din re la PNRR. Și au rămas doar doi. Necazul era însă cu sacul din care șoarecii furau și furau și furau și cu iarna care venea și venea și venea. Iar șoarecii se tot înmulțeau, au adus și boli, au infectat orașe, au înnebunit lumea. Pentru că orașele erau pline de șoareci,
a venit un salvator care purta un fluieraș. Venea tocmai din Hameln, din Saxonia Inferioară, locul de obârșie al sașilor de mai târziu. El s-a angajat că va scoate șoareci din orașe. În orașe deja nu se mai știa care erau oameni și care șoareci, practic deveniseră de frică oamenii șoareci. Salvatorul a scos fluierașul fermecat și după cântul vrăjit al fluierașului s-au luat toți oamenii șoareci. Iar salvatorul i-a dus de nas până la o apă, a intrat în ea, oamenii șoareci după el. Salvatorul a ieșit pe celălalt mal. Oamenii șoareci n-au mai ieșit la liman. Pe malul pe care ieșise, un tăpșan frumos și verde, ca un teren de golf de frumos și de verde, salvatorul a găsit o oaie rătăcită. Oaia rămasă după asfințitul coalițiilor. Oaia i-a comunicat salvatorului că are o angoasă, aceea că nu întreabă și pe ea cineva ceva. Atunci salvatorul i-a retezat-o. Nu întreabă nimeni o țară ce vrea, dar mi-te o oaie.